Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a desfășurat în perioada 30 septembrie-8 august 2021 o campanie de informare și control în cadrul unor campanii naționale, care a vizat două domenii de activitate, respectiv panificație și reparații auto. Au fost controlați un număr de 39 de agenți economici, fiind aplicate 9 sancțiuni, din care 2 amenzi și 7 avertismente. Da, având în vedere că aceste două domenii de activitate, dar ce erau considerate ca susceptibile pentru muncă fără forme legale. Numărul sancțiunilor a fost numărul 5, aceste sancțiuni au fost aplicate doar acolo unde au fost identificate persoane care munceau în afara timpului legal de lucru și aveau contracte de muncă prin parțial, sunt considerate muncă fără forme legale. Printre principalele nereguli depistate în timpul verificărilor s-au numărat lipsa evidenței timpului de muncă prestat de salariați sau lipsa informării asupra desfășurării activității de noapte. De asemenea, în unele cazuri, salariaților nu li se respecta dreptul privind repausul săptămânal. Ca și, să spunem, neconformități depistate au fost înregistrarea de date incorrecte în Registrul General de Evidență a Salariaților, de respectarea programului în cazul repausului săptămânal, necomunicarea, în special în cazul agenților economici care au activitate de planificație a faptului că desfășoară activitate pe timp de noapte, având obligații suplimentare, neevidențierea corectă a timpului de muncă lucrat, respectiv obligația de a păstra locul de muncă. În total, inspectorii ITM Maramureș au aplicat amenzi în valoare de 11.000 de lei și au fost dispuse un număr de 14 măsuri de remediere. Reprezentanții instituției au precizat că în perioada 01-15 septembrie anul curent a fost derulată și o acțiune de comunicare prin scrisori de informare, fiind transmise un număr de 121 de scrisori către agenții economici din domeniile susceptibile utilizării muncii nedeclarate, prin care erau prezentate axele principale care sunt vizate de inspectorii de muncă în timpul unui control.